care în viață, din ce am văzut, este să faci autoeducație. Nu sunt un scop în viață și când devin scop în viața banii, o să vedeți că nu se vezi parte de ei. În cele două zile de discuții, teste și întrebări capcană, aspiranții la titlul de antreprenor au avut ocazia să-l cunoască mai bine pe investitorul Mohamad Murad, dar mai ales să învețe din experiența lui. Arta de a comunica cu oameni este foarte importantă pentru că ea va duce unde aveți nevoie. Dar cine este Mohamad Murad? Le-a explicat chiar el participanților. Sunt lejer, responsabil, atent. Cred că sunt artist în a aborda orice problemă. Și întotdeauna mă duc pe latura morală, mai mult decât latura materială. Eu n-am zis niciodată că Cotarica lucrează la noi. Îi spun, lucrează cu noi. E diferența foarte mare. N-am zis că este angajatul meu, este coleg cu noi. Cu toate lucrurile astea foarte important pentru fiecare dintre subalterne și pentru că îi dai încredere în ei și nu îi cer și scos ochii că stai că îți dau eu salariu, așa ceva n-am spus-o niciodată și nu o să spun. Secretul, cred că, care l-am avut eu în afaceri și că am dezvoltat, nu consider că e succes, o dezvoltare. Cred că mai degrabă e, că nu-mi place să mă consider un om de succes. Cred că am dezvoltat faptul că am ales oameni foarte ok lângă mine și oameni de încredere. Nu foarte mare profesioniști, dar oameni de încredere, oameni care simt ceva pentru când fac ceva. Unul dintre cele mai mari câștiguri al aspiranților la titlul de antreprenor a constat în sfaturile pe care Mohamad Murad le-a oferit. Orice decizie care vreți să luați astăzi, da, la ora 12 și un sfert, 12 jumate, o amânați 24 de ore. Indiferent cât de grav este, nu luați decizie pe loc. 80% din decizii care luați pe moment, dacă ar fi întârziat 24 de ore, se schimbă. Asta m-a spus un om care de mare succes, 2-3 miliarde de dolari avea, 80 ceva de ani, și m-a dat niște lecții în viața care l-am ascultat cu plăcere și am vrut chiar să iau de la el tot ce n-am știut, sau încă nu m-am lovit. Candidații sunt mulțumiți că au câștigat deja experiența acestui eveniment. Este o plăcere atunci când discutăm cu domnul Murad. Învățăm lucruri noi, el ne susține întotdeauna. Senzația, încărcătura este foarte puternică. Este o experiență extraordinară care sper foarte tare, nădăjduiesc să continue și chiar dacă poate voi fi eu sau nu voi fi eu cea aleasă, cea mai potrivită pentru afacerea pe care eu am vizat-o, îi urez succes celei sau celui care va fi, pentru că are enorm de multe de învățat, are o experiență de acumulat extraordinară. Pentru mine este ceva unic, eu plecând de aici plec cu experiență, plec cu putere de muncă pe viitor, vreau să-mi îndeplinesc visurile pe care le am. Sunt deja câștigat, chiar mă simt câștigător, chiar dacă nu s-a ales încă câștigătorul. Mi-a plăcut faptul că oamenii s-au strâns aici în locul ăsta, că domnul Mohamad Murad are o inițiativă foarte bună și că dă șanse oamenilor să facă ceva cu viața lor și ceva foarte constructiv. Este fantastic, nu știu, ne inspiră foarte mult, ne dă foarte multă încredere. Mohamad Murad a fost și în trecut o inspirație și un model pentru antreprenori. Ce înseamnă afacere? Foarte mulți dintre ei n-au avut până acum. Foarte multă dăruire, în primul rând. Să-ți placă ceea ce faci, în primul rând, să te dăruiești afacerii, să începi cu pași mici, dar siguri. Începi puțin și încet, încet, începi să te implici, să crești afacerea. În momentul când începi să crești, trebuie să colaborezi și să-ți formezi o echipă pe care poți să te bazezi și să mergi mai departe. Cei care l-au convins pe Mohamad Murad că sunt oamenii potriviți pentru a conduce un business vor intra în a doua etapă a selecției.